În acest video veți afla cum am pierdut-o pe Tera, cățelușa noastră din rasa ciobănesc german, după care am mers până la Oradea. Motivul pentru care am mers până la Oradea este că ne-am dorit să le facem un cadou copilașilor noștri și să o înlocuim pe Lupa, cățelușa noastră din aceeași rasă care a murit în primăvara anului 2023. Aveam nevoie de un cățel ciobănesc german pentru paza curții noastre, așa că ne-am deplasat până la Oradea. Deși a fost o călătorie lungă și obositoare, considerăm că a meritat. Însă aventura relatată în acest video se întâmplă după ce ajungem acasă, pentru că tot drumul nostru a durat o zi întreagă, am pornit dimineața și ne-am întors seara. Seara am ajuns foarte târziu, după ora 1 noaptea. Am considerat că cea mai simplă și ușoară variantă de a o păstra pe cățelușă peste noapte este să o punem în trambulină, care pe timp de zi este țarcul puilor de carne. Însă puii îi închidem noaptea, așa că am pus-o pe cățelușă acolo dimineața, când am mers direct la trambulină și am constatat că cățelușa noastră lipsea. Era la doamna Delia în curte, tu, la copii. O zis mama lui Rebecca că nu știu tacui, nu vrea să margă de lângă copii, nici amu nu vrut să vină. Vite, când m-a văzut, să vezi cum a plâns. Ioi. Hei, fetiță. Nu. O mușcat-o? Are ceva la ureche, poate că o mușcat-o. Dar nu, că o zis și nenea. Iubito, ai ajuns acasă, hai să-i dăm apă, să o învățăm. Hai, apă și mâncare, triturile. Sofia, lasă-o. Nu. Sofia. Hai, dar ce ți-o... Sigur nu ești elăbuță? Toată ziua am fost cu ochii pe ea, să vedem cum se comportă, să vedem dacă mai are planuri de a pleca. Însă odată ce și-a găsit păturica ei roz pe terasă, a început să-și facă pe rând prieteni din toate pisicile, apoi a început să exploreze gospodăria. Bravo! Ai primit-o răsplată și minte, și te-ai așezat la locul tău. Lași pe Poli, da, sigur că-l lasă. Pune-o acolo, la burtică. Așa. Asta am vrut să văd că-l linge. Ce torce, Oli. Vârșita de piele cu care zice. Hai, Bonnie! Hai aici, așezi la loc. Nu-i voie? Să joc. Șezi acolo, hai! Hai, șezi! Dă-te mai acolo, mă, să încap și eu. Nu-i voie. Te-ai pus în locul meu. Te-ai pus pe pătura ei. Hai, Bonnie. Haide. O văzut alt. Are atac de panică, mi se. Vomită sau ce? Cum fi mâncată, ce nu trebuie. Vomită. Hai, Bonnie! Hai! Mereu, Olil! Stă, explorează acum. Ce are aia? Ce are de nu mă primește? Ioi, ce dulce! Oare cu ea cum mă împrietenesc? De-abia așteaptă să se joace un pic. Hai,
și Bonnie o cheamă la joacă. Bonnie și Oli. Cum s-o pus pisica în vatea? Hai, Bilinca. Hai, da, hai la mine. Hai că am eu aici ceva frumos. Ce sunt făcut acolo care era în mântinile mea? Mi-ai fi cum? Mama, mi-aduceți orice? Mi-a luat. Sofia! Nu te duce prea încolo, ia ci pe lângă trambulină, că atunci nu pleacă de lângă tine. Victor, tu o cam sperii. Hai, ciuca, la mămica, hai, da! Hai la mămica! Nu-i voie. Nu roade, mă, ăla, nu roade. Ți-a plăcut ce ți-am pus acolo? Ți-a plăcut? Mai vrei? Nu-i voie, Tera. No, păi nu prea. Nu-i voie. Nu-i voie. Nu-i voie. Lasă pisicuța. Fiți cu minți. Și că jucați frumos. Că jucați frumos. Hai, mai duc eu după ea. Stai pe loc. Ea vrea să se joace, știi? E clar că se joacă, dar mă-nțuipem Nic să se joace așa cu el. Dar și la mă-nțui place. Dar și la pisică îi place, da.
Că o prinde, dar n-o strânge, știi? Adică... Ai fost prea agresivă. Place mult de ea. Roze de păpădie roșii. Hai. Hai la mămică. Hai la mămică. Ce faci, fetița? Ce faci, fetița? Stai, dacă stai acolo. Stai acolo. Stai și ce-și cățină. Da. Da? Da. Ea are cu... Da, nu are așa tufoasă ca lupa. Baza. Hai, Tera. Ha. Vă ceartă Măriu ca tu dacă ai mâncat mâncarea. Ia-mi facele tu, că... Ce faci, porci? Am crezut. Doamne. Tera. Ce-am zis, Sofia? Ia, jubita. Ia, Dali. Nu, stai! Las-o, Victor! Stai! Cred că-mi face Măriuța. Cred că astea sunt pe mine călare, nu-mi convine. Măriuța? Dale, hai tu, respirați aici. Hai aici, o vezi, stai din mine. Tera! Așa, bravo, bravo, așa trebuie să faci, să le dai la loc. Șopea! Îți place că reacționează la tine așa, ai? Mă duc să dau urzucile astea la porci. Oh! Bravo, Tera! Dă-le roată! Dă-le roată! E acasă! Ia la loc!
Lasă la loc! Și-o pe ele! Latră, latră! Bravo! Așa! Tu ești șefa! Hai, părâni! Nu, gândesc că știe! No, dați vă mai înapoi! Hai, Tera! Hai că mai ai două aici! Dă-le la loc! Păi ele stau pe voi! Dă-le grămadă! Dă-le rotă, tăte! Tăte să fie într-un loc! Hop! Gata! Hai! Tera! Hai, Tera! Hai, Tera! Tera, mai ai unul aici! Hai, Tera! Hai, Tera! Na. Hai, Tera! No. Tera! Hai, Tera! Am multe vorbe în Tera! Încă nu știe, încă nu știe propriul nume, dar nu știu, dacă, nu știu dacă e foarte bine, că am văzut-o că cam dă cu gura după căprițe, dar văd că are interes să le dea la loc tăte, să le dea tăte într-un loc. Îi ciobănesc, bineînțeles. Așa. Așa da, se prenumește. Cioban. Hop, gata. German. Gata. Tera. Aici. 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 Stai, că am văzut ceva mai interesant. Da, Luna. Că se întoarce către mine. Că ăsta se uită la mine. Hai, no? Începe comedia. Hai, Tera. Hai. 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 Fă cunoștință cu Măriuca. Fă cunoștință cu Măriuca. Pa, pa, pa. Dă-le la loc. Dă-le la loc. Dă-le la loc. Tera. Dă-le la loc. Dă-le la loc. Hai. Hai, Tera. Hai, Tera! Hai, Tera! 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 Are de cucerit un animal mai mare acum. Aha! Asta e o captivat interes. Mene la Măriuca, hai! Uite să fie cât de departe arunc piatra. Hai, Tera! Na, lasă-o, dacă nu mărâie, lasă-o. Să vadă porci. Două să vadă porci. Hai, Tera. Ăștia nu prea-mi plac mantigale. Gălăgioși. Pe asta nu pui gura. Pe asta te arată. Stai, că nu m-au înveți să sară pe ea. Lasă, că fuge și își vede de treabă, să apără misii și... Tera! Iată! Misii, treci prin gard! Are mult păr pe aia, nu poate prinde. Da, sigur. Gata, Luna! Nu te teme, că nu le poate omorâ, că te teme de ele. După ce venim, mai aveți de strâns două robe. Două? Cel puțin una mare. Foarte mare. Mai mare ca asta? Da, da. Oameni buni, dacă v-a plăcut video de astăzi, neapărat să ne spuneți ce părere aveți de Tera, cățelușa noastră. Ăsta e numele pe care l-am ales. Pare să fie foarte atrasă de pisici, însă pisicile văd că se pot apărea și singure. Și suntem foarte curioși de reacțiile voastre, neapărat să ne scrieți în comentarii părerea voastră de cățelușa asta. Mie mi se pare foarte deșteaptă și ne bucurăm că am găsit-o. Că de dimineață bună am crezut că e pierdută cu totul. Însă ne bucurăm că a revenit. Începe să se obișnuiască cu noi și așteptăm comentariile voastre, dați-mi un like, distribuiți acest video, salutăm pe toți urmăritorii, pe toți abonații și pe membrii canalului Orășan la Țară, vă salutăm și ne vedem data viitoare!